Maria Constantin și Dacian Varga au o relație discretă, iar de cele mai multe ori cei doi preferă să nu dea prea multe din casă. Dar se pare că nici așa lucrurile între ei nu merg strună. Recent aceștia au avut parte de o întâlnire cu surprize, iar cina la care se aflau s-a încheiat brusc, după o discuție aprinsă. Imaginile surprinse de paparazzi spynews.ro stau mărturie. În urmă cu câteva zile, Dacian Varga a fost surprins de paparazzi spynews.ro la un local de fițe din capitală, alături de alți doi bărbați. Aceștia au stat de vorbă preț de câteva minute, iar la un moment dat și-a făcut apariția și Maria Constantin. Blondina a parcat bolidul în apropiere de ușa restaurantului și a pășit grăbită spre partenerul ei. Maria s-a așezat la masa unde se afla iubitul și a început să butoneze plictisită telefonul. Asta pentru că Dacian Varga nici nu a băgat-o în seamă pe artistă. Asta pentru că fostul fotbalist era prins în discuția cu cei doi indivizi. Vizibil agitat, Varga făcea gesturi largi și vorbea foarte repede, iar mimica Mariei sugera faptul că discuția luase o turnură neașteptată. După mai bine de 30 de minute de discuție, cei doi bărbați s-au ridicat brusc de la masă și au plecat. Iar Maria Constantin și Dacian Varga i-au urmat la scurt timp. Afectat de discuția cu cei doi, Varga a uitat că are și o parteneră. Așa că a lăsat-o pe aceasta în urmă și s-a grăbit să iasă din local. Spășită, Maria l-a urmat, iar când iubitul i-a cerut cheia mașinii, s-a conformat, așezându-se tăcută pe locul din... Am renunțat de a-mi expune viața personală așa pe tapet și pentru toată lumea, pentru că consider că fiecare om are nevoie de un spațiu și de intimitate, lucruri care nu trebuiesc spuse la televizor și care probabil nici nu îi prea interesează pe oameni.